mașina asta? Mulțumesc că sunteți aici. Am votat pentru transparență în administrația publică locală, pentru bun simț în politică, pentru competență și pentru profesionalism. Am votat pentru ca ai noștri copii să rămână la Roman, să aleagă Romanul ca fiind cea mai bună destinație dintre cele posibile pentru viitorul lor. Și am votat cu încredere că la sfârșit de zi romașcanii vor avea o administrație locală mult mai modernă, mai transparentă, mai competentă și mai profesionistă decât a fost până acum. Ați votat cu emoții? Emoțiile ne fac umani, deci da, pot să spun că am votat cu emoții, dar în același timp am votat și conștientă, fiind că am ales cea mai bună variantă dintre cele posibile. Ce mesaj aveți pentru romașcani? Să iasă la vot, pentru că, după cum ați observat, a durat doar câteva minute, totul se desfășoară bine, n-am auzit să fie probleme până acum, incident în secțiile de votare, deci să aibă încredere că votul este vocea lor și să vină să-și facă vocea auzită astăzi.